Cred că primul lucru important este că și eu aflu lucrurile astea de la mămici, în general. Un plâns altul decât plânsul obișnuit al copilului trebuie să ne alarmeze și nu trebuie să ezităm să mergem la medic. Și o spun asta cu toată responsabilitatea. Pe mine nu mă săc, e un părinte care ori vine la spital, ori mă sună acasă degeaba, că îi se pare că copilul are ceva. Măcar să mă sune și să trecem bine pe lângă o situație deosebită, decât să nu mă sune și să trecem prost pe lângă o situație care, uite, e rară, ce-i drept, dar și dacă apare, poate să fie dramatică. Asta ar fi un lucru. Al doilea lucru, copiii sunt foarte expresivi. Durerile de cap la copii nu sunt disimulate. Se tăvălesc pe jos de durere, își smulg părul din cap, își iau capul în mâini. Trebuie urmărite lucrurile astea. Părinții trebuie să știe că dacă copiii acuză o durere de tipul ăsta, poate să aibă un substrat organic. Nu trebuie să-i acuze de prea mult teatru sau să ignore. Al treilea lucru ar fi că la copiii foarte mici e bine ca orice schimbare a minei feței sau a reliefului feței sau a formei gurii sau lucruri de genul ăsta trebuie să le luăm în seamă. Am întâlnit până în 50, să fie 20, să fie 30 de cazuri de accidente vasculare ischemice la copii mici sau foarte mici, unde părinții au venit poate a doua zi, poate a treia zi la medic. Era prea târziu, murise țesutul cerebral care era irigat de vasul ăla astupat. Dacă veneau mai repede, poate intrăm și aveam șansă să restabilim circulația respectivă și creierul să nu moară. E foarte adevărat că odată mort creierul ăla, creierul din jur, creierul adiacent, are mare capacitate să preia din activitatea lui până la aproape de 100% din activitatea creierului mort. Și la copii merge grozav lucrul ăsta. Eu am văzut deficite dramatice care s-au recuperat într-un an, doi de zile, de nu zicea că a avut ceva copilul respectiv. Investigațiile din viața intrauterină, ele trebuie luate foarte în serios. Pentru că se poate depista din timp o anomalie de venă galen. Asta e cea mai frecventă în viața intrauterină. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, avem posibilitatea să ne pregătim pentru a evita un dezastru, o insuficiență cardiacă severă, când se închide canalul arterial, atunci, în ziua a doua, a treia, atunci ar trebui insuficiența să fie mai mare, vedem dacă cum suportă închiderea canalului arterial și dacă e problemă în ziua a treia, a patra, gata, ne apucăm și astupăm comunicarea asta aberantă. Dacă facem asta, copilul este un copil absolut normal. Dacă nu o facem, poate să decedeze și nu se miră nimeni, pentru că chiar e comunicare în plin canal, e debit mare, inima n-are cum să facă față. Adică diferența e foarte mare între a te pregăti și a ști bine despre ce e vorba și a așa, vedea o situație de la o oră la alta că se degradează și nu știi de unde să-l apuci și zici, o fi de la inimă, nu știu de unde o fi.